În timp ce o parte din România suferă de căldură, cealaltă parte are probleme mari cu ploile torențiale și necazurile aduse de acestea. La Galați, sute de morminte s-au surpat din cauza infiltrațiilor, iar la Suceava, mai multe autoturisme au fost făcute praf de o vijelie. De asemenea, în județele Neamț și Vaslui, pompierii au intervenit pentru a întări digurile de pe râurile umflate de ape cu scopul de a preveni viiturile. Din cauza ploilor torențiale care au lovit Galațiul în ultima vreme, inclusiv azi noapte, sute de morminte s-au surpat cu jumătate de metru sau chiar cu un metru. Oamenii sunt disperați și nu știu ce să mai facă. Acolo era pământul, în mod normal. Acolo era pământul și după ploaie s-a lăsat... Bine, nu a mai nivelat, dar nu era mult. Era lăsat jumătate de metru. Deci s-a dus crucea de lemn toată de nu se mai vedea deloc. Înțelegi? S-a dus jos de tot. Până la Sicriu, spuneți? Da, cred că până la Sicriu s-a dus, că dacă s-a dus crucea de bea, am scos-o de acolo. S-a dus cât s-a dus? La mai mult de jumătate de metru. Și acum încercați să-l reparați? Facem ce putem. Pentru cei care nu au cum să-și repare singuri mormintele, administrația cimitirelor pune la dispoziție oameni și materiale, dar totul contra cost. A fost rupere de nori la Suceava, dar și vânt puternic. Combinate, acestea au făcut prăpăd în oraș, iar de suferit au avut oamenii. Și asta pentru că, într-unul dintre cartierele sucevene, vijelia a smuls mai multe bucăți de tablă, alături de bârna care le susținea, iar acestea au căzut peste câteva mașini ale locatarilor, aflate în proximitatea blocului. Vântul puternic a făcut pagube și în alt cartier, acolo unde a rupt o cracă uriașă de copac și a aruncat-o peste un autoturism. Și lângă Suceava, în localitatea Sfântul Ilie, a plouat masiv, mai multe beciuri și garaje fiind inundate. Pompierii au intervenit pentru a evacua apa din gospodării și pentru a salva bunurile care erau cât pe ce să fie distruse de ape. Vremea rea a provocat haos și panică în județul Gorj. O ploaie însoțită de grindină de mărimi impresionante a lovit la propriu localitatea Plopșoru, iar martorii susțin că bucățile mari de gheață au spart parbrizele mașinilor și au găurit țigălele de pe casă. Județul Gorj se află de câteva zile sub cod portocaliu de averse însemnate. A fost alarmă prin aplicația RO Alert în județul Neamț, iar răspunsul autorităților a fost imediat. Un dig, singura cale de acces spre satul Bălănești, s-a rupt și exista pericol de inundații. Autoritățile locale au mers în zonă pentru a evalua situația și a stabili o strategie de evacuare în caz de inundație. De asemenea, au fost detașate forțe suplimentare, iar pompierii au intervenit cu balast și folii de plastic în mai multe zone. Și în județul Vaslui, ploile torențiale au umflat apele râurilor. Astfel, în zona localității Buhăiești, pompierii au lucrat mai mult de 4 ore pentru supraînălțarea digurilor râului Bârlad și pentru amenajarea unor devarsări punctiforme. Întreaga zonă este monitorizată întrucât județul Vaslui se află sub cod portocaliu, atât hidrologic cât și pe fenomene meteorologice. Și veștile proaste continuă. Administrația Națională de Meteorologie a transmis astăzi noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, 25 de județe vor fi sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, furtuni și grindină până sâmbătă dimineață.